Bine v-am găsit la noua rețetă cu Moni. V-am pregătit orez la cubana. În continuare am să vă las pas cu pas rețeta. Nu uitați să dați o distribuire și un like. Astăzi vreau să vă arăt un orez. Cum să prepară un orez. Simplu. Am să dau ulei. Eu am lăsat oara la încins foarte tare. Am să dau focul încet. Eu aici am 3 căței de usturoi și o jumătate de ardei. Da? Aici, după cum vedeți, am făcut așa să vedeți diferență. Eu am un orez integral, puteți să folosiți orez normal de care doriți. Este un orez foarte bun. Asta nu e nevoie să las la apă, că este un orez balsamic. Eu am să pun un pahar de orez. O să adaug orezul. Și am să amestec. Am să las apa caldă să curgă. Este foarte important să adăugați apă caldă, pentru că atunci știți timpul de gătire la orez. Eu acest orez l-am făcut pentru garnitura la carne, care o să vedeți, dar se poate face cu 2 ochiuri de ouă și puțin sos de roșii, se numește orez a la cubana. Iar acum eu am pus un pahar de orez și am să adaug 3 pahare de apă. Am să las la foc tare timp de 10 minute. Deci un pahar de orez, 3 pahare de apă. Eu am să las la foc să clocotească, deci în momentul când au clocotit, 10 minute, iar apoi am să-l cobor la foc încet. Trecut 10 minute, dăm focul încet și mai lăsăm încă 10 minute. Ca să vă arăt un pic, am să pun puțin ulei și o să facem un nou. Am pus și capacul, am să adaug sare după gust, am pus și puțin piper. Eu aici am pregătit puțin bulion, sos de roșii, sare, piper și oregano și amestecăm. Lăsăm deoparte. Iar acum o să pregătim și oul. După cum vedeți, orezul este gata. A durat 25 de minute. Acum am să scot ardeiul, usturoiul. Am oprit focul și am să-l mai las 10 minute acoperit așa cum este. Orezul este perfect, am gustat boul, nu este nici trecut, este în punctul lui, perfect. Deci cam așa arată acest orez, se numește orez a la cubana. Se servește cu un ou. Chiar și două. Și cu sos de roșii. Cred că orice copil mănâncă. Poftă bună! Să nu uitați să dați un like și o distribuire.